Da, bun găsit, stimați spectatori, suntem la emisiunea Panoramic și vorbim despre tot ce s-a întâmplat în aceste zile, bineînțeles, cel mai important subiect fiind cel legat de alegerile, de alegerile locale. Și cum spuneam noi acolo, alegerile au trecut, dar comentariile continuă și vor continua mult timp. Însă, să știți că Mulți n-au înțeles nimic din aceste alegeri, și nu mă refer la nivelul populației care începe să vrea mai mult de la aleșii săi, ci la nivelul partidelor, la nivelul presei, la nivelul analiștilor. Adică, apropo de nivelul partidelor, am putut să, să vedem și pe asta, în care ambele partide mari din România clamează victoria ba chiar victorie istorică. Apropo de PNL, unde o fi victoria istorică? N-am înțeles. E adevărat că s-ar putea să ne, să ne, ia puțin la mișto. PNL-ul s-a înființat acum un an și ceva și e normal că sunt primele alegeri. Dacă o luăm așa. Dacă o luăm din perspectiva ce a făcut partidul un gen USL, e chiar sub procentul din USL. La fel de adevărat este că PSD-ul este la procentul USL-ului chiar dacă e singur în acest moment sau că partidele satelit au candidat separat. Deci nu văd nici aici, nu știu ce mare victorie, deși este o victorie, nu văd nici la PNL o mare înfrângere, dar cu siguranță nu este o victorie. O victorie poate să fie genul de prestație atât a alde. Partidului Tăricianu, cât și a PMP-ului Lubăsescu, pentru că par sunt partide care se confruntă pentru prima dată cu alegerile locale și iată fac un scor bun, adică prind pragul acela de 5% în mare parte din, din țară. De fapt, la nivelul țării trec de 5%. Eu zic că ar trebui să ne îngrijoreze altceva sau nu neapărat să ne îngrijoreze. Un rezultat foarte bun este acel partid formal a București, Uniunea pentru București a lui uh, Nicușor Dan. Sau uh, diversi independenți care în țară iată, au fost cam a patra forță din țară după PSD, PNL, ALDE și apoi vine PMP-ul, vine UDMR-ul și celelalte. De ce spune că... Uh, sunt uh, uh, alegerile au terminat comentariile continuă. E vremea unor alianțe. S-ar putea ca aceste alianțe să ne mulțumească pe foarte multă lume, s-ar putea ca tot ce au câștigat anumite partide să se piardă prin aceste alianțe. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim și la altceva, și anume faptul că aceste alegeri au fost total atipice cum spuneam și în alte emisiuni, gândiți-vă că oamenii nu au prea cunoscut, nu și-au prea cunoscut candidații de programe nici atât. Pentru Ni n-ar avea cum să, să cunoști. Poate la întâlnirea directă, dacă ai fost acasă, că poate te-ai trezit cu candidatul pe la poartă. Dar atât, sau pe la ușă. Dar cam atât. În Târgujiu nici măcar la ușă n-au ajuns pentru că au mers prin cartier așa. Apoi, într-o discuție de un minut, două, nu poți să-ți expui programul pe afișele acelea A3 care au fost aprobate legal, puteai să pui cel mult o poză, ca să te vadă lumea. Niciun caz nu puteai să pui și un program. În aceste condiții, programele nu n au fost cunoscute. S-a votat în, în ideea, bă, ăsta vine de la PNL și știm cam ce ar trebui să aibă, ăsta vine de la PSD la fel, ăsta vine de la tăriceanu și știm discursul și tot la fel. Uh, problema e că deci spuneam că nu s-a înțeles foarte mult, nu s-au înțeles foarte multe lucruri dintr-un simplu fapt. Uh, pretenția după alegerile prezidențiale este mare la adresa politicienilor. Uh, unii au înțeles, unii nu. Dovadă că unii au pierdut nesperat, alții și apropo și de județul Gorș, alții au câștigat procente importante sau chiar primării într-un mod nesperat dintre partidele mari cu siguranță PSD-ul a înțeles mai mult ce vrea electoratul din România, plus că are și un electorat mai stabil, mai omogen. În timp ce la Partidul Național Liberal nu se îmbucă deloc cele două electorate PDL și PNL vechi, ca să nu mai vorbim că apariția unui alt partid liberal alde este din ce în ce o mai mare atracție, pentru că are un lider, Tăricianu, indiferent ce îi spune, este un lider liberal. Gorghiu și Vasile Blaga au legături cu liberalismul în sensul că au o funcție. Dar Blaga vine dinspre Partidul Democrat, Liberal, Pedelist, Băsist, nu știu ce. Alina Gorghiu e blondă. Și cam atât. Din nefericire, după cum a arătat în ultima perioadă, declarațiile ei sunt sunt destul de slabe pentru un lider politic. Și atunci Partidul Național Liberal, neavând un lider important care să atragă, automat nici nu convinge la nivel... Iată, Băsescu fiind un lider, a dus un partid din neant și l îl impusă pe scena politică. Tăricianu impusă un partid și nu are structurile care le are PSD-ul. Bun, haideți să o luăm pe rând cu fiecare partid, pentru că văd astăzi niște comentarii care îmi dau fiori. Și o să vă spun de ce. O să încep cu Partidul Social-Democrat cu riscul de a supăra pe, mulți, pe mai mulți din Gorj, având în vedere că partidul acesta a câștigat alegerile în Gorj la toate capitolele. Au 45 de primari, um, au consiliile locale în foarte multe localități, ca să nu mai vorbim de, de faptul că au luat primării care nu le aveau. E adevărat că au și pierdut primării pe care le aveau și, părerea mea că au avut primari destoinici chiar în unele cazuri. Citeam astăzi, de exemplu, niște comentarii în care ni prezentau pe Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, ca un om bun de a fi prim-ministru, cel mai puternic lider politic din România, nu știu ce, în orice caz, mesia pe pământ și altceva nimic. Dacă cineva vrea să facă mișto de PSD și de Dragnea, cam ăsta e comentariu. Dacă vorbim însă serios, Liviu Dragnea bănuiesc că e mai degrabă piatra de moară de piciorul PSD-ului. Nu mă refer aici neapărat că este condamnat pentru o fapt în care au fost șase, trei liberali, trei psd -ști. În organizarea alegerilor din 2012, și numai, numai Dragnea a fost luat să reținem acest lucru. Dar nu asta ar fi problema. Liviu Dragnea nu există. Nu există din punct de vedere politic, este mult sub scorul Partidului. Ca și Alinuța, ca și Blaga, deci Partidul e mai puternic decât liderul. În aceste condiții, cum să-l faci pe Liviu Dragnea prim-ministru? Sau cum să-l faci, în orice caz, cel mai puternic lider politic din România? A, conduce la acest moment cel mai puternic partid din România. Care să vedem cât de puternic este, pentru că bănuiesc că sunt lupte interne, dovadă că nu reușim să dăm, nu se reușește schimbarea liderului de la. Fratele lui Mihai Viteazu sau ce era ăsta, zgonea de la Camera Deputaților. Deci, deocamdată nu poate fi schimbat pentru că totdeauna se mai vește ceva. De fapt, chiar reținem presa de astăzi că uh, Liviu, uh, Liviu Dragnea, apropo că ziceam de el că e puternic sau, în orice caz, cred unii că e puternic, a ajuns să amenințe astăzi uh, liderii. PSD din Camera Deputaților, care joacă în tabăra lui Valeriu Zgonea. Potrivit știri pe surse.ro, el l-a amenințat chiar pe șeful grupului din Cameră, deputatul Florin Păslaru, că va fi demis dacă nu termină haosul cu detronarea lui Zgonea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Cităm această declarație că mi se pare foarte interesantă și arată, atenție, și puterea lui Dragnea dar și haosul din partidul cel mai important partid din România. În ceea ce privește nominalizarea unui membru PSD din Camera Deputaților, ca posibil un locuitor al lui Valeriu Zgonea, am luat mandatul Comitetului Executiv Național pentru ca BPN-ul să hotărască acest lucru, urmând să facem o analiză serioasă. Avem o listă lungă și bla bla bla, a declarat uh, Dragnea. Păi vreau să vă spun o chestie. E părerea mea că nu e legat de că nu vrea Păslaru, că nu vrea nu știu care lider PSD de la Camera Deputaților. Bănuiesc că liderul PSD le e frică de ambasadorul american, care a spus că el e frate cu, cu fratele lui Mihai Viteazu și automat ăștia au dat în bâlbăieli, ăsta nu mai a strănutat și la ăștia, de deci la PSD s-a făcut gripă. Deci e gripă generală la nivelul conducerii, de asta nu pică la acest moment zgonea. Bă, nu că până la urmă va trebui să se renunțe la el pentru că devine ridicol, ridicolă situația, dar la acest moment cred că ăsta e motivul și nu acela că, că, nu vor pesediști sau că nu vor din, din motivul ăsta că nu vor. Deci dacă nici proprii parlamentari nu-l ascultă, să zicem pe Liviu Dragnea, dacă am citit în această cheie, deci nu văd unei marele om politic Liviu Dragnea. Vă spuneam, încă nu trece, nu trece electoral, este mult sub scorul partidului, are atenție o condamnare penală și parcă spuneam că, bine, dacă ar fi spus că pupat piața independenței și că el e cel mai nu știu ce și că licuriciu și că nu știu ce, bănuiesc că Liviu Dragnea ar fi devenit frecventabil. Așa e mai puțin frecventabil, mai ales că vine dinspre socialdemocrații. Dar trecând peste toate astea, mi se pare de gâgă dacă au plecat dinspre faptul că el e un mare lider și de care România are foarte multe nevoie. Să știți că cei retrași din politică sau în orice caz România este plină de lideri indispensabili care au fost aruncați ca o măsea stricată. Probabil că după alegerile din toamnă și Liviu Dragnea va avea aceeași soartă. Deocamdată, liderul PSD care duce partidul în spate, așa cum l-a dus vreo 20 de ani Iliescu, este Victor Ponta. Doar el are procentele care să fie peste partid să fie ca o locomotivă. Liviu Dragnea este un vagon la locomotivă. Dar, spuneam, pe de o parte, PSD-ul nu trebuie să se culce pe laurii acestei victorii, care există, dar care este slabă atât timp cât, atenție, primarii nu mai pot să facă ce făceau acum patru ani. Deci, aportul lor la alegerile generale va fi, părerea mea, redus și chiar mai redus decât s-ar aștepta unii, pentru că ei se vor vedea cu saci în căruță și nu se vor mai risca absolut deloc. Apoi, a doua problemă, în unele localități, nu PSD-ul a fost votat ca atare, ci omul care a venit pe rândurile PSD-ului. Sunt unii primari care au ieșit acum primar datorită faptului că sunt în PSD, e adevărat, și ei au mai candidat. Nu cred că sunt oameni de bază aceștia sau vor, fi, vor putea fi folosiți în alegerile parlamentare. Câștigul alegerilor locale fără rezultatul de la parlamentare nu contează un procent ca acesta, ca acesta sau chiar puțin mai mare, dar care să nu se aducă majoritate, îl va face pe Claus Iohannis, atunci când e prin țară, să spună că, exact cum a făcut Băsescu, că pune, pune un prim-ministru de la, de la partidul cel mai mare sau găsește o soluție ca să nu se dea guvernarea PSD-ului. Deci, din acest punct de vedere, PSD-ul e, e încă departe de ce, de ce ar trebui să fie, chiar dacă o etapă de traseu, poate a și fost această victorie lăsată ca să se salveze Liviu Dragnea. Știți că declarase că în caz că nu confirmă alegerile, un rezultat bun, nu știu ce, el și-ar fi luat puțină vacanță din fruntea PSD. Acum, marea necunoscută din această vară, din această toamnă, ar putea să fie, să zicem, DNA, se pregătesc niște autocare, sau poate deja au și plecat spre diverse zone din țară ca să ridice primari, consilieri sau mai știu eu ce, dar în general primari ai Partidului Social Democrat. E o glumă care circulă pe net și care mi-a plăcut foarte mult: aceea că acum s-au făcut preselecția pentru dosarul de DNA 2016-2020 cu aceste alegeri. Și știți cum cum s-a văzut doar într-o într singură direcție, cu siguranță candidații cei mai importanți vin, vin de la, PSD, pentru că știți cum uh, uh, vorba Olguței Vasilescu de la Craiova, eu am făcea, spunea ea, eu am făcut uh, cu fața de chestii, nu știu ce, exact cum a făcut Bog la Cluj, Falcă la Rad, să mai știu orice, nu știu ce, pe cine am mai amintit. Dar numai ea are probleme. Nu știu, până la proba contrarie, să zicem, mergem și pe, dăm și declarația Olguței Vasilescu, vedem și judecătorii i-au dat dreptate de moment, în sensul că au spus că procurorii nu prea au dovezile necesare. Vom vedea. Dar, trecând de la Partidul Social Democrat, cel care vă spuneam, are, pot să spună că are o victorie pe ansamblu, dar nu e o victorie încoată, spun, nu e o victorie deloc clară, o să trecem în tabăra în tabăra liberală, unde situația este cel puțin ciudată. Vorbind de o înfrângere, și la București este una catastrofală, adică să nu reușești să obții niciun primar în București, chiar și în momentul când te-ai dus de mânuță cu piedone în sectorul 4, adică cât e de iubit piedone, că dacă lăsau să candideze ieșea primar la 4, nu l-a putut face pe Sava, ăla de a fost primar interimar, nu l-a putut duce să câștige sectorul, deci vă dați seama ce ce piată de moară a fost. Deci, l-ai pus pe predoiu candidat de sacrificiu, deci practic PNL-ul la București n-a existat. În aceste condiții, la București putem vorbi de o înfrângere. Nu știu dacă putem vorbi de o înfrângere, de o victorie la nivel de țară, atât timp cât Boc la Cluj, Falcă la Arad, că i-am amintit pe doi, Stripcarul la Brașov și mai sunt și alții, aceștia vin din vremea PDL, sunt baroni de baroni și se aștepta toată lumea ca ei să câștige. Ar fi fost o mare surpriză dacă nu câștigau. Deci cu siguranță erau punctele câștigate, câștigate sigur. Deci din acest punct de vedere nu este o victorie. Pe de altă parte însă scorul acela pe vot politic de 28% înseamnă ceva. E mai puțin decât și-au propus, e mai mult decât poate meritau la acest moment, având în vedere că primarii, primarii n-au prea ieșit ceilalți. Aș vrea să spun însă că Partidul, Partidul Național Liberal se află într-o situație delicată și într-o situație delicată pe care l-a aruncat propriul său lider informal, adică președintele Claus Iohannis. De ce vă spun? Dacă la momentul acesta s-ar fi aflat la guvernare Ponta. PNL-ul ar fi câștigat alegerile locale sau, oricum, ar fi avut un scor aproape de PSD, deci foarte aproape diferență de 1-2%. De ce? Foarte simplu. Toate relele din România care se întâmplau ar fi fost vinovat Ponta și PSD-ul. În momentul în care ai schimbat guvernul și ai pus pe spuma mării angajații de rangul 2 de la Bruxelles, dar cu acceptul PNL-ului sau, în orice caz, cu sprijinul informal al PNL, guvernul meu a făcut ca PNL-ul să nu mai poată face opoziție cu adevărat. De ce să zică că nu face bine? De Iohannis? Nici o șansă. De ce să spună de guvern? Nici o șansă că e guvernul meu. Și atunci, PNL-ul a rămas, deși un partid de opoziție, n-a putut să facă opoziție. PSD-ul a putut recâștiga dacă ce pierduse, ba din contră. S-a putut vedea prin uh, guvernarea foarte slabă, tehnocrată, că este, că este nevoie de acest partid uh, la guvernare. Pentru acea guvernare bună a lui Ponta s-a luat acest scor. Deci, dacă luăm așa, victoria dinspre PSD îi se datorează lui Ponta, nu lui Dragnea. Dar, privind altfel lucrurile, uh, Partidul Național Liberal are o singură soluție la acest moment și soluția ar fi un lider nou la nivel de partid și unul, nu doi, sau despărțirea de celor două partide. Cum nu se poate rata o asemenea fuziune, singura variantă palpabilă este să stabilim un singur lider și nu unul dintre, cei, dintre actualii lideri. Deci, cred că Alina Gorghiu are destule treburi familiare, având în vedere că are un copil nou născut, iar Vasile Blaga va avea cât de curând, dacă e să dă încrezare celor care au apărut pe diverse site-uri de internet, că sunt fierbinți niște dosare care s-ar putea să fie instrumentate. Nu știu dacă e momentul acum sau după alegerile parlamentare. Știți că procurorii nu se informează, dar le nimerei așa cum trebuie. Așa zicând, de asta vă spun, deci Partidul Național Liberal ca să câștige alegerile parlamentare, are nevoie de mai multe lucruri, printre care și lideri unici, adică o fuziune urgentată cu riscurile de rigoare. Pornind de aici și privind la ce se întâmplă la acest moment în țară, cred că se poate pleca sau ar putea să plece, având în vedere că secretarul general al PNL, cred că este Bolojan, primarul de Oradea, cred că s-ar putea merge ca lider la PNL un nu știu, un primar sau un președinte de Consiliu Județean cu rezultate foarte bune. Ar fi o variantă de moment ca să faci unificarea. Acesta nu poate fi însă cu siguranță Boc sau Falcă având în vedere trecutul lor liste. Deci trebuie un, trebuie un lider care să spună multe și liberalilor, nu numai foștilor, foștilor pedeliști. Deci trebuie să scoată neapărat un lider important pentru că altfel nu vor avea nicio șansă. Nu, adică nu vor avea șansă să câștige, să câștige parlamentarele, iar surogatul care s-ar putea sau se pregătește, adică se baze pe speranța că vezi, avem președintele nostru și acesta va face ceva, la un, va scoate ceva din joben, e cu dus și întors, iar dacă la târne așa e partii la guvernare, nu va rezista, nu va rezista foarte mult. Uh, nici cu lupta anticorupție nu prea e în uh, regulă că nu mai poți să fii credibil bun. Ai făcut ca și PSD-ul și PNL-ul și a făcut acele criterii de integritate și la care au clamat și Alina Gorghiu și bă, ăsta, da, domne, noi respectăm, PSD-ul nu respectă și nu știu ce. Păi știți cum a, au respectat formala, exact cum a făcut PSD-ul și acum patru ani cu Vanghelie și cu alții, i-au pus să candideze independent și apoi o să ia din nou un partid. Luați exemplu scripcarul de la Brașov și avem, avem varianta, să, deci se demonstrează ce vă spun eu, dar sunt mulți alți în țară. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal cred că nu are la acest moment, nu știe cui se adresează. Și vă spun un lucru exact ca și la, așa cum e situația PSD-ului care este acuzat sau nu neapărat acuzat, dar găsim aceea structura votanților. Că vezi, doamne, PSD-ul e un partid al pensionarilor, al, în orice caz, al persoanelor în vârstă, a celor social, nu știu ce. Poate e așa, dar acest partid se adresează și acestui segment sau are în vedere cu prioritate. Cred că mare și învățământul în ultimul timp de sunt. E o strategie destul de elaborată la. Fel. Partidul Național Liberal, Partid de Dreapta, ar trebui să spună cui se adresează în primul rând. La acest moment se adresează tuturor și nimănui. E, aici ar, cred că ar trebui să se gândească pe cine vrea să ajute, cui se adresează foarte bine. În momentul când uh, PNL-ul va sintetiza acest lucru, adică se va lămuri, bănuiesc că va începe și creșterea. Deci un lider nou și o adresabilitate mai bună a programelor cred că va fi suficient. Trecând la surprize, nu o să mai vorbesc de partide care dispar definitiv de pe eșichierul politic, gen Partidul România Mare. Eu trec la partide care sunt sortite de strămării definitive și une, Uniunea Națională pentru Progresul României, un Este ținut artificial în viață cu acea siglă de la București, dar practic contribuția UNPR-ului la București a fost uh, muscalarat, să spunem așa, uh, a câștigat în Gorșire ca au și un primar. Uh, UNPR-ul este în disoluție, nu cred că va putea fi salvat uh, ca și partid. Dar PRM-ul cu siguranță, partidele socialiste tot la fel, e adevărat că partidul lui Joană are un scor bun la Târgu Jiu și a mai făcut prin județ, cred că câteva rezultate bune, dar uh, la nivel de țară uh, nu contează. Deci practic vorbim pe lângă partidele mari, PSD și PNL. Vorbim de ALDE, partidul lui Tăricianu, de pmp lui Băsescu și cum spuneam UDMR. -ul. Practic acestea sunt partidele care, care vor conta. Ajungând la ALDE cred că este foarte interesant ascensiunea acestui partid. Ascensiune care, la acest moment, nu cred că va mai putea fi curmată, chiar dacă, anticipez din nou și am văzut că se întâmplă asta pe foarte multe site-uri, se anticipează o, o lovire mult mai gravă a președintului Călim Popescu-Tărician. De ce vă spun acest lucru? Partidul, iată, capătă concretețe, are deja oameni în administrația locală, face acele alianțe iar acum, în momentul când o să-i lovești, dacă vei vrea să lovești liderul în, cu dosare DNA nea mai mult sau mai puțin întemeiate, nu vei face decât să-l faci victimă și partidul acesta să crească. Și va crește atenție pe seama PNL-ului. Deci, eu să fiu un locul liberalilor și m-aș ruga să nu mai, să nu mai să ia momentul de față, cel puțin până la alegerile parlamentare de Tăricianu, tot numai nu-l ajut să nu-i fac campanie electorală, să-i cresc procentele. Dar, știți cum e, depinde acolo unde se fac aceste decizii, se va stabili ce și cum. Cred că și Băsescu ar fi avut cu PMP-ul un scor mult mai bun dacă era plimbat mai mult în această campanie electorală pe la parchetul general, pe, la, pe dosare de, 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 dosare ca să fie. Nu, era să zic DNA, dar știți că dna o are interdicție pe o, anumită, pe o, anumită, direcție, ca să fim mai răi așa, dar poate ne contrazic cei de acolo și ne, ne arată și dovezi concludente că se îndreaptă și spre direcția respectivă. Deci e bine până acum, dar doar pe o parte, trebuie să ia și partea cealaltă. Când o luau și pe aceea, și nu mai, deci atunci nu o să-i mai bănuim de partii să spunem așa. Dar, cum spuneam, dacă cei doi lideri, și Tăricianu și Băsescu, un oglindă aș putea să spunem, vor avea probleme cu justiția în continuare, aceste partide se vor duce chiar pe scoruri mari. Deci eu zic, anticipez că se va ajunge, vor ajunge la 10% în parlamentare, mai ales că au liderii pe liste. Dacă aceste partide vor fi ignorate, liderii lor vor fi ignorați mai mult și de, și de justiție și de televiziuni, nu vor mai fi băgați atât de mult în seamă, atunci s-ar putea să avem să, să aceste partide să fie doar o, o victorie de etapă, iar în toamnă să riște să nu treacă pragul. O om trăi și vom vedea. Am vorbit de aceste alegeri și dintr-un alt considerent. Vreau să vă spun că mi se pare cu riscul de a, spuneam, de a supăra pe mai, pe mai mulți, apropo de gorj. Știu că la această oră, pe sursă e adevărat, încă se poartă negocieri foarte importante între ALDE și PSD pe anumite posturi de vicepreședinte, viceprimar. Prima problemă, S-a ajuns, s-a făcut o înțelegere într-un birou la București, prin care în fiecare județ, unde este și ALDE și PSD, se face alianță chiar dacă, să zicem, PSD-ul are majoritate. Părerea mea că este, este o forțare din acest, din acest punct de vedere, pentru că aceste partide, da, am nevoie de o alianță, dar eu cu un consilier 2 să vreau o, o funcție de vicepreședinte e cam mult la Gorj, la Consiliul Județean, bănuiesc că o să-l avem pe Dian Popescu dacă renunță la mandatul de senator. Iar la primărie, Târgu Jiu, acolo unde e nevoie, pentru că dincolo PSD-ul n-ar prea avea nevoie de o alianță, e nevoie pentru că au 10 mandate, acolo, din câte am înțeles, să spunem așa, propunerea ar fi Eduard Lădaru, cel care a candidat și la primăria Târgu Jiu. E, aici este o problemă. E adevărat că Aldeș promovează omul pe care l-a avut în această campanie și care a avut o prestație bună. Pe de altă parte, am înțeles că ninu, președintele PSD, Florin Cârciumaru, nu discută o asemenea variantă ca viceprimar. E de înțeles pe undeva și nu știu dacă s-ar putea lucra având în vedere declarațiile pe care, -au, pe, pe care le-am auzit în campania electorală. Deci aici e primul punct de divergență sau primul punct mare de negociere în sensul, în sensul ăsta. Dar ar trebui să se gândească foarte bine când se fac aceste alianțe pentru că cu doi consilieri în raport cu 10 sau cu 16-17 la Consiliul Județean nu știu dacă poți să ai asemenea pretenții foarte mari. E adevărat că s-a pra practicat asta pe scară largă, dar aceasta s-ar putea întoarce împotriva ta la un, anumit, la un anumit moment. Și atenție, mai ales pentru partidul mic, că partidul mare până la urmă, să zicem, suportă niște consecințe de imagine, dar e un partid mare care trece peste multe. În timp ce partidul mic, dacă îi se vede că e fripturist și nu știu ce, s-ar putea să nu mai treacă la alegerile parlamentare și să o ia în jos. Deci, cred că capcana e mai mult pentru ALDE decât pentru PSD în momentul de față la Gorj, ca să nu vorbim de alte județe, pentru că nu știm situația foarte exact. Dar mi se pare acel protocol făcut zilele, anunțat, cred că astăzi, că în fiecare județ, în Consiliul Județean, va exista un vicepreședinte de la ALDE, e cam... E cam forțare, părerea mea, cred că ar fi trebuit mai bine luat de la județ la județ. Uh, am vorbit mult de alegeri în această seară, cu siguranță este subiectul care animă, care anu, animă foarte multă lume încă, încă se discută cum s-a întâmplat de anumiți primari, uh, au pierdut mandatele aici la Gorj, sunt vreo 20 care au plecat acasă, unii dintre ei au candidat și au, au luat scoruri foarte slabe, alții, atenție, uh, nu au mai candidat sau retras din diverse, din diverse, motive. Bănuiesc că unele le-a fost teamă de ce e în trecut și mai bine au preferat să se retragă ei sau au fost retași cu ghilimele de rigoare. Nu știu ce s-a întâmplat cu exactitate, dar sunt cam mulți care au plecat liber, dar poate e mai bine să pleci cu fruntea sus decât să pierzi alegerile. Că le pierzi lamentabil, că le pierzi la un vot, două, trei, cum s-a întâmplat, nu știu, să zicem, la voturi că a fost diferența de un, de un, singur vot, este, este ciudat. Cred că mai degrabă aici ar fi fost nevoie de un tur 2, care să lămurească cumva lucrurile. Nu cred, deci chiar dacă sunt românii adoră schimbarea, știi, când iese ăsta, chiar dacă lucrurile nu merg nici străugit, că n-a mai mers nimic străugit în România în ultimii 25-26 de ani, dar în momentul când vrei schimbarea cu orice preț, noi am tot schimbat, știți cum e, schimbarea e bucuria nebunilor de multe ori, pentru că rezultatul, știți, cu optimistul și cu pesimistul, mai rău de așa nu se poate, ba se poate. Iată că așa s-a cam întâmplat în politica românească, de la o, un ciclu electoral la altul, lucrurile au degenerat, au fost tot mai slabe, tot mai... Dar noi, în continuare, am dorit și vrem schimbarea. E adevărat, schimbarea este necesară, să pui presiune pe omul politic să facă treabă, asta a făcut strada, asta face internetul la acest moment, dar cred că ai se căuta în coarne gen optica președintelui Claus Iohannis ca a pierdut nu știu câte mii de like-uri este cam forțată. Deci nici așa nu trebuie să luăm, părerea mea că nu trebuie să luăm lucrurile. Apropo de curiozitățile acestei campanii, chiar îmi pregătisem o discuție. Am văzut și am spus și aseară de acest lucru. Am văzut plângând cu ghilimele de rigoare niște ziariști ai unui trust care se pare că e echidistan, dar care are anumit, să spun așa, anumit finanțatori din umbră, cel puțin e o bănuială, spuneam, ziariștii respectiv vreau să demonstreze că nu, nu sunt reprezentative aceste alegeri, că în anumite localități -au, a fost un scor foarte mic a fost scorul care l-au dat cetățenii care s-au prezentat la vot. Indiferent că reprezintă 10% din cetățeni, 50%, 99%, primarul respectiv, consilierii respectivi sunt reprezentativi. În momentul când nu te prezinți la vot, nu poți să spui că, știi, de, eu nu l-am votat și că nu-l recunosc. Asta e esența democrației. Până nu știu, va deveni votul obligatoriu sau se va mai găsi un alt sistem, mergem pe această variantă. Deci, apropo de București, faptul că PSD-ul a câștigat cele șase sectoare și primăria generală ar trebui să ne spună foarte multe. Apropo de tinerii frumoși și liberi, cu ghilimele de rigoare, ci că n-au prea ajuns la aceste alegeri. Ba că n-au avut ce să voteze, ba că n-au mai fost finanțați ca să iasă în stradă? Oare? Chiar citeam în lungile comentarii din ultimile luni la această emisiune sau la altele, am avut de multe ori întrebări de acest gen. Cum se explică faptul că după ce s-a făcut schimbarea de guvern, nu au mai ieșit ei frumoși liberi în stradă? Și mi se dea un exemplu, sau chiar mai multe, cum, cam cât uh, însemna o zi de meeting, uh, adică 50 de lei și o sau diverse alte lucruri. Nu știu dacă lucrurile acestea sunt adevărate, le lansez și neter cu rezerva respectivă, dar cam ciudat că nu s-au nu mai manifestat așa sau poate n-a mai existat uh, finanțatorul, nu? Uh, erau galeriile de fotbal, nu? E, iată că galerie de fotbal care au fost obiect de presiune și la începutul anului 2012 din partea cealaltă. Probabil că și atunci a fost la fel. Sau poate n-a fost și democrația asta izbune și așa câteodată, numai la câte un caz, ne obținem un rezultat, oare ce s-o fi obținut după colectiv în afară de schimbarea guvernului, și ne întoarcem în neant și rămânem tot la fel cum am fost mai înainte. Dumnezeu știe. Dar, apropo de acest lucru, Rețin premiera faptul că o femeie, Gabriela vrânceanu firea, câștigă primăria București. Uh, și care n-au mai făcut gafele antologice din campania prezidențială. Știți câte tâmpenii a făcut, că de ei s-au spart în cablu ponta. Uh, salut apropo de, de primari. Iată că se încredințează tot mai multe primării, inclusiv în Gorj, Avem un la primăria turceni, cred că avem o, o doamnă care a câștigat alegerile, să zicem așa mai puțin sperat la început. E adevărat, s-au pierdut și surprinzător alegerile, gen Berlești, dacă am reținut bine, dar s era, sau și, al, și de unde erau tot o doamnă, dar pe ansamblu, faptul că și în țară mai multe femei au câștigat alegerile, înseamnă că intrăm în Europa, și din acest punct de vedere. Faptul că în Senatul astăzi, e Gabriela Vrânceanu Firea, care este senator la acest moment, a fost lăudată chiar, chiar de către Mariana Câmpeanu, dacă vă mai -am aminte, fosta ministră a muncii, care spune așa, cităm, a fost distrus mitul alegătorului misogin, da, cred că ea are dreptate, am încheiat citatul, cred că are dreptate, Doamna a fost ministru despre, cu acest rezultat care, iată, schimbă multe lucruri. Trecem la alte subiecte, ne începem să, să vedem și alte lucruri. Să știți că, deși confruntarea electorală a fost subiectul fundamental și a concentrat foarte multe eforturi, România a trăit și înainte de duminică, va trăi și de acum încolo și din alte lucruri, din alte evenimente foarte importante. De fapt, cred că încet, încet politicienii vor lua o vacanță, chiar dacă declară toți că în vara asta vor fi pe baricade, se vor sacrifica pentru țară și popor și al nostru viitor, ca să cităm dintr-o lăzincă celebră înainte de 89, eu cred că după 15 iulie vor, se vor duce în, în concediu cam toți. Deci, în, prim, în frunte cu guvernul, cu tehnocrații. Deci, cu asta de azur și alte, ăsta sunt locuri care așteaptă politicieni români, miniștri tehnocrați și toate celelalte. Deci, eu zic că de pe 15 iulie dau scris și până pe 15 august punem lacătul pe țară, ca de obicei lumea pleacă în concediu, se anunță și o vară mai toridă ca altădată, așa că nu ne așteptăm la mari surprize din acest, din acest punct de vedere. Uh, apropo de subiecte, unul dintre ele și cităm aici de pe uh, hotnews.ro uh, a apărut astăzi o știre foarte interesantă și o preluăm și noi ca atare uh, și anume Relațiile dintre președintele Claus Iohannis și șeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, îl cunoașteți, prim-ministru, două luni, s-au răcit mult în ultimile luni, acesta din urmă fiind absent de la mai multe evenimente importante petrecute în ultima perioadă. Uh, nu este clar dacă relațiile s-au deteriorat atât de mult încât șeful statului să-i ceară demisia, deși unele surse susțin că acest lucru s-a întâmplat, însă șeful SIE ar fi refuzat să plece. N-ar fi prima dată când refuză să plece dintr-o anumită poziție, dar asta e altă treabă. Uh, foarte interesant. Uh, unde, unde s-a înfundat, uh, să spunem așa, lui Răzvan Ungureanu ar fi, ar fi la faptul că avem scandalul Blake Cube cu spionarea șefului DNA, care nici astăzi nu ne-a lămurit cine a fost politicianul, politicienii, oamenii de afaceri care au plătit pe aia să vină să spioneze, dacă a existat un caz de spionaj, că nu știu de ce, la noi foarte multe lucruri nu prea sunt. Avem cu dosare de nu prea înțelegem mare lucru din ele. Poate vom fi noi mai puțin informați. Avem scandaluri în care nu înțelegem nimic. Poate nu înțelegem, dar adică na, nivelul nostru de înțelege este foarte redus. Dar mie mi se pare că ni se spune doar o părticică din adevăr sau sunt niște reglări de conturi uneva, iar noi aflăm doar așa accidental câte ceva. Dar reținem și citând de aici, la câteva zile după izbunea scandalului de spionaj, șefa DNA a criticat în mod public, fa fără precedent, activitatea serviciului de informații externe pentru lista de colaborare în combaterea corupției. La rândul răsiei i-a dat o scaltoacă lui Chiove și am prezentat în la vreme aceea că nu se ocupă de cazurile deci nu monitorizează România față în străinitate, o practică specifică fostei securități. Acum e acum. Bun, probabil că președintele s-o fi gândit că îl poate schimba pe MRU. Păi aia e că dacă îl schimbă, are o mare problemă în Parlament. De ce? A trecut greu și se pare că a trecut atunci nominalizarea pe o anumită înțelegere cu partea cealaltă, cu cele două servicii de regulă un servi, la noi în România și inclusiv Traian Băsescu s cu de asta, un serviciu avea un control din partea opoziției și, un, și deci un serviciu era la opoziție, unul era la putere. S-a întâmplat că cele două servicii au ajuns în curtea PNL a președintelui, ori acum dacă schimbi pe unul ai o mare problemă, de că și prietenii de multe ori îți devin cei mai aprici dușmani în cazul, în cazul nostru. Am amintit acest caz pentru că, iată, Scandalul Bley Cub, nu știm nimic. N-am aflat mare lucru. N-am aflat nici cum e cu lupta anticorupție și cu dacă CIE face sau nu face. Nu. Uh, ar mai fi și alte lucruri care iată s-au estompat de această campanie, și nu știu de ce, dar cred că vom mai afla și alte lucruri dacă încep reglările de conturi între diversele grupări. Eu zic că avem, abia atunci avem șanse să aflăm și, și alte lucruri interesante. Aș vrea să vă spun apropo de lupta anticorupție că începe să devină lucrurile încep să devină foarte interesante din alte puncte de vedere. De exemplu, și asta o să vă citesc toată știrea, eu zic că e mai important decât multe altele, chiar dacă televiziunile s-ar putea să treacă astăzi peste această știre mai așa, o dau, dar fără comentarii prea mult, că știți, sunt anumite subiecte pe care, nu știu, ca așa, ca o mână nevăzută, televiziunile le dau și apoi nu se mai vorbește despre ele, trec așa. De exemplu, modificarea codului penal și codului de procedură penală. Una din aceste știri ar putea fi asta. Eu pun pariu că nu se va mai vorbi foarte mult despre ea. Și atât ce spune. Inspectorul Direcției General Competiție, o structură a Comisiei Europene, fac în aceste zile o investigație în România la trei mari companii din domeniul gazelor naturale. RomGaz, TransGaz și Petrom. Spune Hornews-ul asta, Uh, verificările ar avea legătură cu o posibilă acțiune de împiedicare a exportului de gaze naturale. Uh, Romgazul a confirmat deja faptul că există o acțiune de control. Uh, aceasta se află în curs de desfășurare, prin urmare nu putem face comentarii cu privire la motiv. A precizat Romgaz pentru Hot Comisia Europeană a confirmat într-un comunicat inspecții neanunțate în sectorul gazelor naturale la câteva companii din România active în sectorul furnizării și transportului de gaze. Verificările au început ieri la Transgaz și au continuat astăzi la celelalte companii vizate. Potrivit surselor citate, inspectorii de la Comisia Europeană ar fi preluat accesul la computerele unor angajați din companiile menționate. Potrivit surselor citate, ar fi o acțiune fără precedent în România din partea acestei organizații. Uh, bine, nu știu cât e de legal acest lucru. O direcție asta nu e nici procuror, deci ar trebui respectate legile din România. Suntem noi așa mai colonie pentru celelalte țări din UE, dar cred că se cam sare calul. Uh, Comisia Europeană a confirmat într un comunier, cum spuneam, inspecțiile neanunțate uh, și spune, cităm și aici, ar trebui să fiți foarte atenți, Comisia este îngrijorată, cităm, că firmele implicate ar fi încălcat legislația europeană antitrust care interzice cartelizarea și practicile care restricționează afacerile, precum și abuzul de poziție dominantă. Articolul 101 și 102 din tratatul de funcționare a UE se adă în comunicat oficial. Comisia, cităm, investigează potențiale practici anticompetitive în furnizarea și transportul gazelor naturale în România, în particular legate de un presupus comportament anticompetitiv care ar împiedica exportul de gaze naturale din România în alte state membre UE. Atenție! De fapt, ce vor să spună cei de la Uniunea Europeană? Bă, gazele ieftine le dați la noi. Voi folosiți gazele scumpe de la ruși. Cam asta ne spune Uniunea Europeană. Poate singurul lucru care s-a mai făcut cât de cât corect în România ni urmăresc să ni lea cu acest, acest lucru. Eu așa o văd. Vom vedea... Um, Problema blocării exporturilor de gaze este mai vechi. Mulți ani a fost aplicată o politică la nivel guvernamental de trăgânare a exporturilor, iar acest lucru s-a reflectat asupra lipsei de investiții a transgaz pe partea de interconectări. De altfel, România se află chiar în procedura de infringement din această cauză. De ce vă spun acest lucru? Foarte simplu. Deci gândiți-vă că nu putem, noi, noi, producem energie electrică și o producem pe, chiar pe termocentrale mai fiind decât piața europeană. Noi nu ne putem duce pe piața europeană că se tergiversează rețelele, interconectările, nu putem trece, nu putem să o exportăm efectiv. Știți că energia electrică are un anumit regim. Nu poți să o exporti așa cu găleata. E, acolo nu se sesizează nimeni că noi nu putem intra pe piața europeană. Ba din contră, noi trebuie să ne închidem capacitățile pentru că, vezi, doamne, sunt poluante, deși la alții nu sunt și au aceeași ba din contră. Deci noi avem unele capacități de producție termoenergetică mai competitive din punct de vedere al poluării, deci poluează mai puțin. Deci nu se sezizează nimeni, nu se întâmplă nimic. În momentul când încercăm să păstrăm gazele acestea mai ieftine în țară, pentru piața internă, sunt anticoncurențiali. concurențiali. Trebuie scoase în afară. Deci, noi să avem prețuri ca în Europa de vest, și păstrăm salariile din Est. Apropo, că toți suntem Uniunea Europeană. Eu nu cred că Uniunea Europeană își va, va putea rezolva, bine, n-are interesul, dar nu își va putea rezolva o problemă a migrației forței de muncă decât în momentul când vom fi toți mult mai omogeni. Adică o țară în care să chiar dacă lucrezi, să nu știu, măturător la Madrid sau măturător la București sau la Târgu Jiu, să te încadrezi, să nu fie o diferență de salariu mai mare, nu știu, de 50%. Bine, sau se poate, avem diferențe astea mai mari și în sectorul bugetar de la noi, dar mă refer că asta ar putea fi soluția Uniunii Europene de mai târziu. Pentru că în momentul când ăla ar avea, chiar dacă ar avea un salariu puțin mai mare afară, n-ar mai pleca din țară dacă ar putea să găsească salariul ăsta. Plus dezvoltarea economică. Deci dacă am avea aceleași politici concurențiale, aceleași ajutoare în agricultura din Franța ca cea din România, nu știu, în industria din Spania ca cea din România, în construcția de drumuri din România ca cea din Anglia sau ceva de genul ăsta, am fi, am crea alte raporturi pe principiul ăsta de egalitate. Din păcate, Uniunea Europeană este o, o structură care funcționează haotic, nu are niciun fel de coordonare, e făcută ca țările mari să le domine pe cele mici, raporturile sunt mai degrabă feudale decât altfel și asta face ca ea să, ia, să avem totdeauna destule țări care să vrea Brexit-ul, nu îndrăznești din asta decât Anglia, să zicem, își permite, Marea Britanie își permite să ceară acest lucru, dar cam atât. Țările mici, România și alte, deși sunt uh, uh, cum să vă zic, uh, sunt tratate ca ruda săracă, preferă să rămână că e mai bine în Uniunea decât în afara ei și de aici problemele pe care le au locuitorii, dar nici locuitorii se supără pentru că au varianta de a munci pe piața Uniunii Europene, pe piața muncii de acolo. Însă, lucrurile s-ar putea să se schimbe dacă continuă năvălirile din, uh, din Asia, din zona siriană, pentru că în momentul când cei din Occident vor avea forța de muncă mult mai ieftină decât chiar cea românească este foarte ieftină pe piața vestică, cea din răsăritul Europei în general. E, în momentul când vor avea pe aceia care sunt mai ieftini decât ai noștri, dar ai noștri nu va mai fi nevoie. Și atunci poate că Uniunea Europeană ne va, ne va încuraja să ne rupem de Uniune sau oricum ne va îngrădi cumva intrarea pe, pe piața forței de muncă pentru că ei și-au rezolvat o problemă. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007, iată că se dovedește la 9 ani de la evenimente, nu chiar atât ne-am bucurat noi atunci că intrăm foarte rapid. Că... Bine, n-am intrat foarte rapid, dar oricum că suntem primiți la masa bogaților. Dar problema a fost că uh, am fost doar, ni s-a arătat masa bogaților și noi am rămas în anticameră la masa săracilor. Și din păcate acest lucru nu s-a schimbat. În ultimii 9 ani, și mi-e teamă că nu se, vor, nu se vor schimba lucrurile foarte mult nici în următorii ani. Apropo de știrile mai importante, pentru că mai avem puțin puțin timp, două minute îmi spun colegii din regie, intru, mă întorc la goși puțin pentru că știrile și mă întorc și la scorurile electorale ca să respectăm tema de astăzi despre alegeri. Deci la Gorj numărătoarea merge foarte greu, sunt probleme cu validarea alegerilor la Târgu Jiu că specialiștii aceștia de la secțiile de votare, președinții, care au fost formați, în orice caz, perfecționați, bla bla bla, ca de obicei, au greșit niște procese verbale. Bun. Deci din numărătoarea paralelă știm că PSD-ul are undeva la 42,3%, dar ne bazăm pe cifrele de la PNL, s-ar putea ca la PSD să fie altele și în realitate să fie altele, dar în fine. PSD 42,3%, PNL 24,8%, ALDE 8,2%, PMP-ul 6,9 și s-ar părea la acest moment că Partidul Socialist din România, PSRO-ul acela lui Joana, ar putea prinde la limită pragul electoral. După numărul de consilieri, ar fi 16 la PSD, 9 la PNL, 3 la ALDE, 3 la PMP și 2 la PSRO. Uh, trec repede peste alegeri, vă spuneam, încă nu sunt toate lămurite, dar se vor lămuri probabil pentru că trebuie validate mandatele și dau o altă veste, una proastă pentru Iubitorii de fotbal, și anume uh, antrenorul uh, Eddie Ordănescu și-a rezilizat astăzi, de fapt nu și-a prelungit contractul cu Pandurii pentru că la Pandurii e haos. 9 jucători din cei titulari în sezonul trecut au depuse memorii pentru că nu și-au luat salariile. Finanțarea clubului este în pom. Uh, nu se știe ce se va întâmpla, se așteaptă să vedem nou președinte la Consiliul Județean, care probabil va fi cel vechi, se așteaptă la primărie o nouă soluție pentru acest lucru, dar e haos la pandurii și bănuiesc că așa va rămâne situația, iar acest club va avea mari probleme de supraviețuire în divizia, nici când să ne mai gândim la o prestație bună în cupele europene. Bine ar fi să fim contraziși de realitate, dar din păcate știți cum e, un rău nu vine niciodată, niciodată singur și cu siguranță pandurii va avea mari probleme în perioada următoare. Vorbim și săptămâna viitoare de ce se întâmplă în Gorj, de ce se întâmplă în țară la emisiunea Panoramic. Cornel Șomucu vă mulțumește pentru atenție și vă spune la revedere!